Cele două surori care și-au pierdut viața în cumplitul accident produs zilele trecute în apropiere de Cojușna vor fi înmormântate mâine de consătenii acestora din Vâlcineț, raionul Călăraș. Locuitorii din sat au decis să pună mână de la mână pentru a susține rudele celor două fete decedate care provin dintr-o familie modestă. Localnicii spun că nu pot rămâne indiferenți față de tragedia care a îngrozit tot satul. Vecinii tinerelor povestesc că în ziua subită cele două surori au venit în sat de la Chișinău pentru a face ordine în casa părintească. Mama lor este în spital încă din toamnă și urma să revină acasă de sărbători, așa că fiicele și-au dorit să-i facă o surpriză. Soțul a grăit cu cei mai mică. A spus că a venit și a făcut o leac de ordine. Era cu băiețelul, s-a salutat și când a plecat. Rudele tinerelor spun că nu-l cunosc pe șoferul mort și el în urma accidentului și care ar fi concubinul uneia dintre femeile decedate. Fetii minți, deștept. Pe bărbatul ăsta, șoferul, cunoșteați? Eu prima dată am văzut la alta sală, prima dată. Și eu vreau să mai stie aici, dar văd că sunt al lucru și nu. Eu n-am gast ea ca, nu stiești, văd că sunt al lucru. Și s-a pornit atunci sala și... Se grăbeau să ajungă la Chișinău? Da. S-a luptat atât viața. O luat și poți să aibă și o viață mai frumoasă. Aia mai mic, Svetlana, lucra la Elavin, pe cum am înțeles, într-o ospătărie, avea un salariu prost, vreo 2800 de lei. Uh-huh. Foarte dureros. Trei copii au rămas orfani în urma tragediei. Sora mijlocie avea două fete de 17 și 15 ani, iar cea mică, un băiat de 8 ani care era cu ele în mașină în momentul nenorocirii, însă a scăpat cu zile. Tare ne-a întristat, tare mare jale, mare. Mare și mama bolnavă și copiii au rămas fără grijă părintească și tineri, foarte tineri. Liniștiți erau, cu minți foarte buni. Eu le țin minte, pe mai mică, pe Sveta, o țin minte foarte bine. Nu de mult m-am întâlnit cu dânsa când mă țin la muncă. Uh-huh. Și tot veselă, tot bucuroasă. Deci s-au tot s-a mobilizat și adună bani, da? Da. Fiecare cu ce poate. Cât poate, ori cu bani, ori cu... și este. Primarul localității spune că și administrația locală va contribui cu un suport financiar pentru înmormântarea femeilor. În afară de suportul bănesc care noi o să-l facem din partea primăriei, noi o să facem tot posibilul din partea primăriei și totodată din partea angajaților, care suntem angajați, am convenit fiecare care cât poate. Accidentul cumplit care a luat viața celor trei persoane s-a produs în seara de duminică în jurul orei 18. Cele două surori se aflau într-o mașină condusă de un cetățean român mort și el în accident și care, potrivit poliției, ar fi provocat tragedia după ce a ieșit la o depășire periculoasă. În carambol au fost implicate patru mașini. Copilul din automobilul lor și alți doi oameni au fost răniți.